Am participat la Olimpiada de Biologie și la concurs de chimie. Pentru Olimpiada de Biologie am învățat foarte mult și am muncit foarte mult. La concursul de chimie la fel. Mi-am sacrificat mult din timpul liber pentru a reuși acest lucru. Și care au fost rezultatele tale care le-ai obținut? La Olimpiada de Biologie am ajuns la faza națională și am luat locul 13 pe țară, iar la concursul de chimie, la faza națională, mențiune specială. I-aș folosi în interes personal pentru cărți, rechizite, ieșit în oraș. Am participat la concursul național de chimie Raluca Ripan, unde am ajuns la faza națională. Am participat la concursul național de chimie Raluca Ripan, unde am ajuns la faza națională. Am luat mențiune, a fost a 14-a pe seară și m-am primit un loc în tabăra națională de chimie. O bursă, nu știu, ar însemna un fel de satisfacție pentru mine, pentru munca care am depus-o. Ce ai putea să faci cu bănuții respectiv? Probabil mi-aș lua cărți, rechizite, nu știu, orice. Am participat la Olimpiada de Matematică, ajungând la faza națională. A fost destul de greu, a fost nevoie să sacrific mult din timpul meu, dar părerea mea că s-a meritat sacrificiul ar însemna foarte mult și m-aș gândi că munca mea este apreciată. Ce face cu banii? Banii aș cheltui în scopuri personale, o carte, rechizite. Profesorii susțin că ideea de a oferi elevilor burse pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri și olimpiade îi va stimula pe copii să se aplece mai mult asupra cărților. Dar copiii, dacă știu că va exista o finanțare, probabil vor fi motivați să învețe mai bine. Primăria Vaslui speră ca în anul școlar următor să poată oferi